Mangea, mange aici și eu o caisă. Bă, chiar sunt bune și nu știu care naibă erau, caisele sau, sau prunele. Am impresia că la caise, dacă le spargi sâmburul ăsta, miezul ăla, ce să vezi din interiorul sâmburelui, miezul ăla e bun. Acum nu mai știu dacă erau caisele sau prunele cu treaba asta. În fine! Gen, astăzi, da, trebuia să pun episod cu Mr. Amore, v-am anunțat, cred că de marți sau ceva, că o să facem episod astăzi cu Mr. Amore. Dar băi, ce să vezi, zilele astea, aparent am fost pus într-o situație destul de serioasă, unde sincer nu îmi imaginam vreodată că o să fiu pus. Chiar voiam să tratez video ăsta mai serios cumva, pentru că, na, și situația e de așa natură. Dar sincer nu prea mă pot abține, așa că o să fac video ăsta în stilul meu propriu, ok? Miercuri seara, ce să vezi, bă, am ieșit până la magazin că rămăsesem fără apă și precaut fiind m-am gândit totuși să mă duc să-mi iau apă, că n-aș vrea să mor pe căldura asta, nu? Și în drum spre magazin, ce să vezi, am luat-o printr-un parc. Și cum mergeam eu așa prin parc, tic, 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 din față venea o tanti, bă, bine rău de tot. Adică când am văzut-o frățioare, uite milful. Cumva eram pe tare, de data asta nu mai eram pe bine, eram pe tare. Și cumva, surprins, băi, tanti asta se uita foarte insistent pe mine. Adică credeam că am ceva pe față, că mi-a scris unul dinte de vulturi pe frunte, nu știu. Făcând o paranteză, acum am văzut că ați rupt asta cu dinte de vulturi în comentarii, a? Hashtag dinte de vulturi. Și na, ne mai apropiem unul de altul, eu cu tanti asta, bă, și la fel se uita foarte insistent. După mi-am făcut alte filme în cap, frățioare, să vezi că în seara asta fut. Lejer. Și ce să vezi, eu depășesc cumva și într-o fracțiune de secundă, căci că bună. Asta am vrut să aud, mă. Și se întoarce fratele vostru cumva așa, mândru, demn de situație, aia era undeva pe acolo, bună, și fratele vostru așa. Bună, cred că băiatul meu se uită la tine pe internet. Super, adică, hei, vrei să-i mai facem un frățior? Vrei să facem o poză? Vrei să-ți dau un X pe țâță? Adică, știi, bine, nu i-am zis asta. I-am zis ceva de genul că se întâmplă. Adică, hei, băiatul meu, cred că se uită la tine pe internet. Aia se întâmplă, ce să zic, apreciez. Și imediat schimbare de privire foarte serioasă, așa. De ce înjuri? Eu mă așteptam la niște faze de alea cu haine puține, cu oh, ah, mamă ce bine e, cu bagă-bagă, știi cum zic? Dar aparent nu. Că de ce? Că de ce înjuri? Bă, mă credeți că în momentul ăla, habar n-aveam, efectiv mi-a dat bloc la creier, nu știam ce să-i răspund. Cumva eram și puțin șocat că mai avem o discuție de genul în 2017. Și ca să mă scot din situația aia cumva, că era extrem de acord, eu nu ziceam nimic, cumva mă uitam în gol, am întrebat-o așa, instant, mamă, cât ține are băiatul dumneavoastră? Asta mai venit să-i zic, ești nemun. Că 13 ani are. Și imediat fratele vostru și-a revenit cumva la normal și a luat așa privirea de a tot știutor. Și i-am zis foarte frumos, păi și credeți că la 13 ani de la mine am învățat prostiile astea? Și chiar dacă ar fi așa, cu ce sunt eu de vină? Dacă dumneavoastră considerați că sunt un exemplu prost pentru el, nu-l mai lăsa să se uite la mine. E foarte simplu. Nu pot eu să fiu responsabil pentru copilul nimănui, ok? Dacă dumneavoastră credeți că eu sunt o influență proastă pentru el, îi interzice să se uite la mine. A rămas cumva fără cuvinte după treaba asta, era cumva așa blank la creier, era și foarte revoltată. Da, o să interzic, bine, și am plecat. Și sigur mai voia să zică ceva, că era ghinion, aia. Am plecat, nu mai aveam, deci în 2017 încă există oameni de genul care, în fine. Cred că sunt copii de la 7-8 ani care știu deja ce aia pulă, ce aia pizdă, ok? Hai să nu fim ipocriți. Dar ce să vezi, surprinzător și pentru mine, chestia asta după mi-a dat puțin de gândit. Adică, bă, chiar să fiu o influență proastă? Adică, nu știu, hai, pana mea, să definim influență proastă, nu? Sunt conștient că există și foarte mulți, sunteți foarte mulți copii care vă uitați la mine și în general vă uitați pe YouTube. De ceilalți, sincer, nu pot să-mi dau cu părerea. O să vorbesc strict în numele meu, ok? Contentul meu se încadrează undeva mai mult la un stand-up comedy, la un nivel mult mai prost de stand-up comedy și, mă rog, am povestesc chestii de pe scaun, dar e ok. Băi, dar mereu cumva am încercat să caut partea amuzantă din orice. Fiecare subiect, fiecare întâmplare are o parte amuzantă dacă stai puțin să te gândești. Iar eu asta încerc să fac aici. Este o formă de entertainment gratuită, unde ce să vezi surprinzător, se mai înjură pentru că este uman să se întâmple asta. Fiecare om cred că înjură în viața reală, mai mult sau mai puțin, pentru că asta e realitatea. Săracia de ipocriția, știți, aia care, vai, Doamne, eu nu înjur, vai, cum să înjuri? Ăia personal cred că trăiesc cumva în bula lor roz și totul e bine și cum să înjuri și nu știu ce. Dar ei personal nu prea cred că au avut contact cu realitatea. Realitatea, ce să vezi, de multe ori e nasoală și de multe ori îți vine să-ți bași pula și chiar te ajută. Adică dacă ai avut o zi nasoală, ți-ai ajuns până aici, tragi puțin așa aer în piept și zici, să-mi bag pula. Bă, te ajută. Deci, serios, e medicament. Efectiv, trage așa aer în piept. Să-mi bag pula. Bă, și te relaxezi. În secunda a doua ești așa, zen.
Ipocriția aia care, vai, Doamne, eu nu înjur, cum să înjuri? Cine era pe la noi, mă? Parcă Levi îl cheamă, nu? De promovează așa, bunăstarea, pacea pe pământ, să fie bine, să nu înjurăm, să mâncăm mere. Bine, să nu se înțeleagă acum că am ceva cu omul ăla, dau un exemplu. Adică, nu știu, oamenii de genul cumva trăiesc așa în lumea lor, totul e bine, totul e nu știu ce, dar nu cred că au avut așa contact cu realitatea. Realitatea de multe ori e nasoală. Și până nu-ți dă odată realitatea așa o palmă peste ceafă, nu te înveți minte. Adică să zicem că, nu știu, ieși printr-un parc și, bă, te atacă un câine fără stăpân, a? Ce faci? Îți păstrezi așa calmul și în timp ce vine câinele spre tine ca să te omoară, să te sfâșie, mănânci un măr, nu? Așa zic, vai ce frumos, o să mor mușcat de câine, yay! Coaie, nu ai cum, direct îți bași pula morții lui ăla cu câinele că e un bou și își plimbă câinele fără lesă și după aia omor câinele. În timp ce omor câinele, îi bagi un cuțit în gât, îți bași și pula măsa lui ăla. Pentru că n-ai cum altfel, sunt oameni extrem de dobitoși pe lumea asta. Surprinzător așa pentru unii, asta e realitatea, la fel. În trafic, stai unul cale, a? Ce faci? Vai, domnule, ce urât ați procedat, că mi-ați stăiat calea, data viitoare să nu mai procedați la fel. Foarte urât din partea dumneavoastră. Stai unul cale, băga-mi aici pula morții, mătii, băga, futu-ți, dale, că altfel o iei cu capul, știi? La fel la școală, de zeci de ani se predau aceleași căcaturi inutile, plictisitoare, dar și de profesoria care, vai, materia mea e cea mai importantă, e pe dracu să te ia cu materia ta, îți vine să-ți bași pula, o iei rasna cu capul, ești de mult, aici ți ajunge. Să-mi bag pula. Trebuie să faci așa ca să-ți revii, că altfel nu poți, o iei cu capul. Dacă s-ar putea cumva la noi numai matematică română, matematică română, matematică română, băgați dracu, nu știu, ceva util în viață, băgați dracu niște ore de educație sexuală. Probabil dacă erau orele astea incluse în școli de foarte mulți ani, nu mai făcea nici mimea aia un milion de vizualizări pe clipul ăla. Dar la noi nu, ceva util în viață, cum? Adică matematică română, matematică română, coaie. Aceleași căcaturi plictisitoare de-ți vine să-ți bași pula de zeci de ani. O iei cu capul efectiv. Și în școli, și în trafic, și nu știu, în parc e un handicapat, și la magazin că stai să plătești, nu știu, stai la coadă, și nu știu unde să plătești o factură. Deci, bă, realitatea e cam așa, cam asta e realitatea, știi? Nu prea poți să fii așa, vai, în trafic, vai, ce urât ați procedat, vai, acolo, să-mi păstrez calmul, vai, cum să înjur, vai, Doamne, ce bine vă stă părul, sau e una în fața ta care, nu știu, putea transpirație sau ceva, îi zici, băi, sărun, adică, nu știu cum să vă zic, dar mirosiți, foarte urât, gen, știți? Există apă, cum ar veni, și săpun. Adică îi zici pe față că o iei cu capul, adică se simți duhoară, e foarte rău. Plus că aici, cred că există două categorii de oameni care înjură, ok? Sunt aia care efectiv la ei, nu știu, cumva dacă zic pula sau, coaie pula mea, sau, bă, nu sună vulgar din gura lor, știți la ce mă refer? Adică, coaie pula mea, sau, bă, să vezi acolo ce am făcut, m-am dus acolo sau așa, bă, pula mea. Nu sună așa vulgar din gura lor, știi? Dar sunt și ceilalți care, bă, cumva, din gura lor, orice sună vulgar. Adică, ce pula mea vrei, mă? Ce pula mea nu-ți convine, mă? Sunt și ăia. Bă, acum, nu știu, personal, cred că fac așa parte din prima categorie, adică, știi? Cât despre asta cu de ce înjuri pe internet. Dragi părinți, ce să vedeți că printr-o minune, asta e realitate. Eu personal comunic și povestesc chestii ca și cum aș vorbi cu un prieten, ok? Și vreau să mențin treapta asta de realitate dintre mine și public, prietenii mei, ok? Nu vă consider fan, mi se pare o prostie fan. Bă, vă consider ca pe prietenii mei, ok? Râdem, glumim, ce bine ne simțim, ne băgăm pula împreună, ne mirăm de cât de dobitoși pot fi alții și așa mai departe. Eu personal nu vă văd pe voi, dar sper că, na, pot să vă aduc un zâmbet pe buze. Hai că deja o dau în telenovelă, nu? Dar cert e că, na, chiar țin la comunitatea asta urâților și de aceea, cumva, dintr-un motiv sau altul, am simțit nevoia să clarific și treburile astea. Bun, acum, către părinți, dacă nu ați fost de acord cu cele spuse și în continuare aveți impresia că eu personal sunt o influență proastă pentru copilul dumneavoastră, nu-l mai lăsați să se uite la mine. E foarte simplu. Nu pot eu să fiu acum responsabil pentru copilul nimănui, ok? Ai luat decizia de a face un copil. Ce să vezi? Asumă-ți treaba asta. Ai grijă de el. Nu pot eu să fiu responsabil pentru copilul tău, ok? Bă, eu cred că e destul de clară treaba, nu? Adică, bine, acum fie vorba între noi, cred că trebuie să fii puțin un părinte așa, inapt, încuiat la cap, să interzici unui copil să se uite la ceva ce îi place, să interzici unui copil, nu știu, să se îmbrace într-un anumit stil, să-l manipulezi în așa fel încât să facă ce vrei tu, adică nu e ok, știi? Ai grijă, uite-te, fii atent la ce îi place și îndrumă-l pe calea aia, adică, mă rog, sunt și lucruri care s-ar putea într-adevăr să fie nasoale, dar în principiu, asumă-ți treaba asta și lasă-l să, nu, fie mai liber, pentru că, na, când o să crească, dacă stai în momentul ăsta cu lesa după el și nu, tu nu trebuie să te uiți la ăla sau tu nu trebuie să faci asta, când o să crească, copilul ăla o să prindă ură pe tine, ce să vezi.
e puțin trist că încă sunt conversații de genul în fucking 2017, dar da, se pare că nu. Există părinți în ciuda aspectului tipei, adică când am văzut-o, adică hei, era bine. Dar în ciuda aspectului era cam încuiată la cap săraca de aia. Se mai întâmplă. Bă, eu cred că m-am făcut destul de înțeles, nu? Și treaba asta cu înjuratul, na, la fel, cred că am făcut-o destul de înțeleasă, nu? E normal, toată lumea, e realitate, sunt lucruri care, ok, Doamne ajută, nu cred că mai are rost să... În rest, bă, eu, na, ce să zic, na, s-ar putea să ne auzim vineri cu Mr. Amore. Și da, dacă desigur ți-a plăcut, nu uita să dai un share, un like și să-mi dai 100 de euro. Și ne auzim data viitoare. Salut!